Cea mai frumoasă perioadă din an, decembrie, luna cadourilor și a speranței. Astfel, femeile socialdemocrate din Mehedinți, alături de președintele TSD Mehedinți, Alexandru Cojocaru, au mers în localitatea Izvoarele din comuna Gruia, la doi copii de 6 și 8 ani, pentru care sărbătorile sunt ca orice altă zi, petrecută în încăperea mică și întunecată, în care locuiesc alături de tatăl lor, asta după ce mama a decis să-i părăsească. Povestea acestei familii din comuna Gruia, satul Izvoarele, este parcă scenariul unui film trist, cu atât mai trist în această perioadă anului în care fericirea, bucuria familiei ar trebui să fie cuvintele de pe buzele tuturor. Tatăl își crește singur cei doi copii în vârstă de 6 și 8 ani. Nu ar fi avut nici casă dacă familia la care muncește tatăl nu ar fi avut grijă să îi adăpostească. Astfel, Organizația Femeilor Social-Democrate Mehedinți, alături de președintele TSD Mehedinți Alexandru Cojocaru, sprijiniți de președintele PSD Mehedinți Aladin Georgescu, au venit în sprijinul lor cu ocazia sărbătorilor de iarnă. Îți place? Da. Ce faceți? Ale voastre. Te cheamă pe tine? Alexandru. Alexandru? Stai că uită pe tine. Mai avem ceva. Nu avem strâmpite. Mușcă. Așa. Și ia uite. Tete, ăsta dă din urechi. Da, dă din urechi. Tete, îți place? Da. Femeile din cadrul OFSD Mehedinți sunt mame și au rămas impresionate de situația Carinei și a lui Alexandru. În momentul în care au aflat faptul că mama i-a părăsit în urmă cu 4 ani, iar tatăl cu greu le poate oferi ceea ce au nevoie, după câteva cumpărături în care au încercat să cuprindă ceea ce este nevoie pentru un Crăciun de care copiii să se bucure, produse alimentare, fructe, dulciuri, pizza, haine și jucării, acestea au mers la ei și au împodobit bradul de Crăciun împreună. Ce vreți să faceți acum? Noi vă propunem să facem ceva, să facem bradul. Vreți să facem bradul pentru Moș Crăciun? Asta vi l-a trimis Moș Crăciun. Vreți să facem bradul? Da. Îl faceți cu noi? Da. Da? Bun, hai să ne ocupăm. Surpriza acestei acțiuni a fost chiar simbolul celei mai așteptate sărbători în an. Copiii au fost extrem de încântați de tot ceea ce au primit, însă împodobitul bradului i-a bucurat cel mai tare alături de nelipsitele jucării. Ai grijă să nu cadă, da? Bravo! Uite, Tania. Îți mai dau? Dragă de tine! Asta. Lașul? Și ursulețul ăsta? Tot! Și brăduțul? Și ăsta! Și ăla? Da! Copilul meu, al mare. Înseamnă că ați fost cu mine. L-ascultați pe tati. Da? Femeile socialdemocrate din Mehedinți au fost extrem de emoționate de situația pe care au întâlnit-o în satul mehedințean Izvoarele. Condițiile de trai sunt unele extrem de grele, iar faptul că cei doi copii au fost părăsiți de mama lor face cu atât mai grea situația pentru tatăl care se zbate pentru cele două minuni ale sale. Am ajuns la o familie cu doi copii de 9 și respectiv 6 anișori, care locuiesc doar cu tatăl, împreună cu colegele mele de la OFSD Mehedinți și președintele TSD Mehedinți. Am venit și l-am făcut un brad și l-am adus diferite daruri ca să aibă parte de un Crăciun cât de cât frumos. Trăiesc în niște condiții destul de grele, din păcate, și sperăm ca ceea ce l-am oferit noi astăzi să-i bucure și să le aducă acel spirit de Crăciun pe care cu toții îl regăsim în aceste momente în noi. Tatăl a fost extrem de emoționat de surpriza pe care OFSD Mehedinți, alături de președintele TSD Mehedinți, Alexandru Cojocaru, le-au făcut-o în pragul sărbătorilor de iarnă. Un gest foarte frumos. Au făcut brăduleți împreună cu copiii. Da, da, da. Sunt foarte bucuroși. Și au primit și foarte multe dulciuri. Da. Președintele TSD Mehedinți, Alexandru Cojocaru, a sprijinit mereu oamenii aflați în nevoie, organizând în fiecare an campanii caritabile pentru a le aduce un strop de bucurie în suflete. O nouă acțiune
caritabilă făcută de organizația PSD Mehedinți. Vreau să o felicit pe doamna Tania Lăin și întreaga organizație de femei social-democrate pentru că s-au gândit astăzi să facă o bucurie acestor copii minunați. Am vizitat două familii și, sincer, am rămas profund impresionat și emoționat de ceea ce am văzut. Mă bucur ca de fiecare dată că am putut să sprijin și eu acest gen de acțiuni. Mă bucur de fiecare dată de faptul că membrii Partidului Social Democrat se află alături de cetățenii nevoiași din județul nostru. Totodată, președintele PSD Mehedinți, Alexandru Cojocaru, sprijinit de președintele PSD Mehedinți, Aladin Georgescu, trage un semnal de alarmă și acum, în preajma sărbătorilor de iarnă, oamenii cu suflet mare și cu o situație financiară bună pot veni în sprijinul acestui tată care își crește singur cei doi copii. Iar acum ne aflăm într-o cameră unde un tată singur își crește cei doi copii minunații lui. Vreau să transmit pe această cale un mesaj tuturor oamenilor de bine care pot să-l ajute. Repet, este un om foarte muncitor, are doi copii frumoși, minunați și are mare nevoie de ajutorul nostru. Vă rog din suflet, cei care aveți o situație bună financiară, să ne contactați prin intermediul dumneavoastră a televiziunii Mehedințul meu și să ajutăm cât se poate de mult acest om minunat, acest tată care își crește singur copiii, care muncește în fiecare zi pentru ei și care își dorește un viitor mai bun pentru ei. Vă rog din suflet încă o dată să contactați redacția televiziunii Mehedințul meu, să sprijinim împreună acest caz. Această acțiune a strâns la oaltă oamenii cu suflet bun care au înțeles că sărbătorile au o însemnătate atunci când binele se manifestă prin oameni, cu oameni, pentru oameni. Iar satisfacția este pe măsură. De la hăinuțe, încălțăminte, jucării până la alimente, pachete, toate au ajuns în casele cu povești impresionante.